Bună! Astăzi am revenit cu un nou clip cu produse terminate. Am strâns din diferite categorii și o să încep cu ceva super recent și anume vopseaua de păr pe care o folosesc de foarte mult timp. Este aceasta de la Londa. În nuanța 5-65. Sper că se poate vedea. Mi-am vopsit doar rădăcinile de această dată. Cred că se vede puțin diferența că este mai închisă puțin. Eu o folosesc cu oxidant de nouă și nu am avut nicio problemă cu ea. Culoarea nu curge pe lingeria de pat, ceea ce mi se întâmpla cu cealaltă vopsea. Apoi o să vin cu un favorit, favoritul favoriților. Areon Home Perfume în nuanța Tortuga. Miroase super, oriunde îl pui se simte mirosul în acea încăpere, chiar și după ce acesta s-a terminat. E preferatul meu, l-am avut și pe când stăteam la Brașov, l-am avut și aici, ține foarte mult timp, persistă. Este puțin mai scumpicel. Eu, sinceră să fiu, l-am luat la promoție undeva la 20 de lei din Cora din București, însă acum în Oșan am văzut că erau 30 de lei, ceva de genul acesta, dar nici măcar nu era aroma asta. Oricum nu aș fi dat 30 de lei pe el, deși este favoritul meu. Mi se pare un pic cam mult. Apoi ceva legat de îngrijire. Am terminat mai multe măști tip șervețel, însă pe mare majoritate le-am aruncat. Nu știu de ce, nu m-am gândit că aș putea să le păstrez, însă în momentul în care m-am gândit la asta, am început să le și păstrez. Am două identice de la Boys & Berries. Acestea le-am luat cu câte 2 lei bucata când au avut promoții pe Makeup Shop. Mi se par foarte hidratante, au mult produs, rămâne produs astfel încât eu mai scufund odată masca în ele și o mai folosesc odată. Probabil nu e igienic, deși eu o aplic pe fața curată. Da, îmi plac mult acestea, raport calitate-preț super. Apoi am mai încercat două noi de la Isntree, pe care le-am primit cadou la o comandă plasată la Misaki în momentul în care ei și-au deschis site-ul. Și în primul rând este aceasta cu calendula. Aceasta este cu gălbenele și zice că este o mască care vindecă pielea deteriorată și poreless face fit și pentru pori dilatați cumva. Vreau să zic că aceasta era super mentolată, dar nu într-un sens negativ încât să irite sau mai știu eu ce, doar că era surprinzătoare, nu m-am așteptat la acest lucru. A venit cu suficient de mult produs, însă aceasta cu hialuronic abunda de produs. Aceasta e foarte hidratantă. Zice că e deep moisture, se răcește la contactul cu pielea, hidratează în câteva secunde și menține chiar și cel mai uscat ten hidratat toată ziua. Noi am aplicat-o seara și prietenul meu mai nou preferă aceste măști tip șervețel. Mie mi se par super, stăm la un film, ți aplici o mască, e relaxant. Apoi o să vă înnebunesc cu terminatele acestea, și anume Borotalco. Cred că v-ați obișnuit, folosim foarte mult Borotalco, iar se pare că de data aceasta am să vă arăt din acestea cu un miros mai tropical, cu mandarină, cu citrice, lime și mai am unul tot din acesta, portocaliu. Deci 3 la număr. Doar 3 de data aceasta. Îmi plac foarte mult, țin foarte bine, miros foarte bine, nu am pățit să împăteze vreo bluză sau ceva, chiar le recomand. Apoi am terminat niște suplimente alimentare și anume Forcapil. Acestea aveau câte capsule? Nu mai știu, dar cred că mi-au ajuns 2 sau 3 luni, 180, deci 3 luni mi-au ajuns.
Important este să le iei după ce mănânci, pentru că altfel ai senzația aceea de greață. Pe mine m-au ajutat foarte mult în ceea ce privește tranzitul intestinal și aici mă opresc cu această paranteză. Nu știu dacă ajută cumva părul, însă eu la o perioadă de fac cură cu Forcapil. Mi se par niște suplimente foarte bune, conțin și alte minerale și vitamine și chiar mi se par super, super ok. Apoi am terminat de la Tezorii d'Oriente un ulei de duș cu argan. Mi-a plăcut foarte mult, miroase deosebit. Ați văzut că am recumpărat acest ulei, însă într-o altă aromă, în ultimul clip haul de mine. Sunt produse foarte bune și care miros foarte mult. Dacă sunteți foarte persistente, v-am să zic, dacă sunteți adepții produselor ce conțin parfum, dar care miros foarte, foarte frumos și deosebit, recomand produsele de la Tesorii d'Oriente. Apoi am terminat o loțiune cu factor de protecție 30 de la Gerovital. A fost o cantitate mare și știu că o luasem la un preț bun. N-am foarte multe lucruri de spus despre ele, însă dacă aveți magazine farmec în împrejurim, să strângeți ambalajele pentru că vă oferă un produs cadou. Eu încă nu am fost, deși am strâns patru ambalaje așa cum este necesar, însă am văzut pe la alte persoane. Este o campanie foarte bună, așa mi se pare. Apoi am mai terminat un alt produs de la Gerovital, de data aceasta unul după plajă. Era o loțiune care intra destul de bine în piele, răcoritoare. Mie mi-a plăcut, a fost ok, am folosit-o la mare și tot din categoria aceasta de produse pentru vară, cum ar veni, am mai terminat un alt SPF. Acesta este luat din Bulgaria și, sinceră să fiu, mie mi se pare că mirosea pepene galben. Intra foarte bine în piele, foarte repede în piele, avea o textură foarte interesantă, nouă ne-a plăcut. Am mai terminat și un SPF pentru față de SPF 50 de la Novage, de la Oriflame. Nu pot să zic că este preferatul meu, însă mai am unul început acum și îl folosesc de zi cu zi, atunci când ies afară, îl folosesc pe acesta. Apoi am terminat o pastă de dinți de la Dentodent, de la DM. Marcă proprie de-a lor. A fost foarte mentolată. Așa e albastră. Mi-a plăcut mult și a fost doar 5 lei, o cantitate de 125 de mililitri. Nu știu dacă fusese vreo ofertă, dar atunci am luat mai multe produse cu 5 lei. Și următorul este tot de la DM, pe care o să vi-l prezint. Și este un săpun lichid de la Balea. Este acesta cu ghimbir și lămâie. Mi-a plăcut foarte mult. Mirosea bine, nu îmi lăsa mâinile uscate. Chiar îmi plac aceste săpunuri lichide. Și tot un săpun lichid l-am terminat pe acesta de la Nabulsi. Probabil că l-ați văzut dacă ați urmărit clipul cu comanda de la farmacia Tei sau de la BBT, cred că de la farmacia Tei. Acesta cu mosc. A fost diferit față de alte săpunuri lichide pe care le-am folosit, în sensul în care e uleios așa, se face spumă, face spumă, voiam să spun, însă lasă mâinile foarte hidratate. Dar s-a terminat destul de repede. Îmi place și ambalajul, e o experiență deosebită. Am mai terminat și ceva pentru păr. Pe acestea le termin foarte greu pentru că sunt în cantități mari și pentru că am mai multe produse și azi folosesc unul, mâine altul și tot așa. Am terminat o mască, cred că e, tratament leave-in
Acum văd că era Livinio, cred că o clăteam de fiecare dată. Fără sulfați. Da, sunt puțin surprinsă că am folosit greșit produsul, adică eu așa mi-amintesc. Nu, se clătește, deci am folosit-o bine. Dar nu știu de ce zice că e livin. Habar n-am, însă clar se clătește. Zice că se poate folosi în mai multe variante. Se aplică pe tot părul după șamponare, se aștept 3 minute și pentru extra deep tratament se aplică generos, se acoperă părul și se lasă pentru 20 de minute. A, de aceea e leave-in, pentru că zice că se poate folosi și ca tratament, să o ții 20 de minute și să-ți acoperi părul cu ceva. Da, eu am folosit-o normal. Nu pot să zic că m-a dat pe spate și o am de la Hello Free Discount din București. V-am mai spus de magazinul acesta, ori de câte ori aveam ocazia, mergeam acolo pentru că găseam produse din acestea mai deosebite pe care nu le găsești peste tot. Apoi am mai terminat un gel de duș cu cafea, dar de data aceasta varianta mai mică. Gelurile de duș de la Yves Rocher o să le găsiți mereu la mine, în terminate, în favorite, oriunde, pentru că le folosesc cu drag, iar atunci când au promoții, comandăm mai multe. Pentru că poți primi cadou diferite parfumuri. Eu am foarte multe parfumuri de la ei și îmi plac foarte mult, sunt foarte rezistente. Apoi am terminat niște dischete demachiante pe acestea de la Jumbo. Nu știu dacă se găsește și în altă parte, însă eu de la Jumbo le iau. Sper că le vedeți. Vi le-am arătat și în haul cu Jumbo. Îmi plac foarte mult, sunt sub formă pătrată și sunt nu atât de groase, sunt subțiri. Am terminat și două creme de față mini. Pe acestea le-am luat cu mine atunci când am fost plecată. Am terminat una de la Yves Rocher. Aceasta verde, Elixir Jeunesse, reparare și antipoluare. Mi-a plăcut, însă nu place mirosul foarte mult. Miroase așa iarbă. Și am mai terminat-o și pe aceasta din calendarul Douglas. Sper că ați văzut clipul acela cu advent calendarul Douglas. E o cremă bunicică, dar la fel, nu-mi place mirosul. Miroase destul de urâțel. Dar ele și-au făcut treaba foarte bine, au hidratat. Apoi am niște produse de make-up. Am un corector care văd că s-a făcut varză. El mai are produs înăuntru, doar că nu mai merge scos. Eu am eliminat burețelul de aici pentru că nu e igienic. Și au mai rămas așa produs pe pereți, însă nu am cum să-l scot, așa că a ajuns la produse terminate. Apoi, ceva ce nu am terminat, însă îl aveam deja de ceva timp, e un produs care se aplică un primer cumva, un tratament pentru gene de la Eveline. L-am luat din farmacia Tei. Mi-a plăcut mult. Mai am unul, însă nu l-am început încă. Cred că e cumva cu o formulă diferită. Însă mi s-a părut ok. Și era la un preț bunicel. Dacă o să găsesc poză cu el mai normal, nu așa cu scrisul luat, o să o atașez într-o parte. Și tot ceva la care o să trebuiască să atașez o poză este un tuș de la Catrice, din câte mi-amintesc eu, un tuș foarte rezistent, care avea o pensulă din aceasta mai groasă, un vârf din acela tare. Mi-a plăcut mult. O culoare rezistentă, o culoare un negru intens.
și foarte, foarte rezistent. Nu am avut probleme cu el. Și am mai terminat de la Oriflame un mascara, acela 5-in-1 Wonderlash. Cred că îl cunoașteți, nu se mai vede scrisul, însă dacă o să vă arăt pensula, sigur, sigur o să-l recunoașteți. Este pensula aceea din plastic, separă foarte bine genele, este un rimel bun. Îmi place foarte mult acesta. Și să vă arăt și ceva ce a terminat prietenul meu. Este o cremă de dat sub ochi, tot de la Oriflame. Focus. Este din aceasta fără rolă. Acum are unul cu rolă și îi place, s-a obișnuit cu el. Da, el, spre deosebire de mine, ține cont de acest pas în rutina lui și îl urmează cu sfințenie. Acestea au fost produsele, au fost destul de multe, zic eu, sper să vi se pară și interesante. Să-mi spuneți dacă folosiți și voi din aceste produse și care este părerea și experiența voastră cu ele. Vă mulțumesc pentru vizionare și pentru susținere și ne vedem data viitoare. V-am pupat!